mai sfântă. Stai culos. Așa. Ia să faceți, mă, niște piciorușele alea astea. La sticle, să stea singure, să vină, să urce și ele aici. Unde, dacă suntem în 2020, cu sticla de acolo, eu... Mă rog, asta e bună. Anul trecut, ați dat-o în toată mizeria. Țibildurile alea, ce dracu, erau pe sticlă, oribil. Asta e sticla clasică, pă, clasic, mai lăsați creativitatea, că aveți mileu pe televizor ăștia de la creație din agenții. Mai lăsați-ne nebunilor. Bă, băiatule, deci avem așa, deci intrăm cu mafioții și cu amețitele. Și doresc să încep de la un adjectiv pe care îl voi folosi des în verdictul de astăzi, și anume flegmă. Pentru că o să începem de la flegmele de pe stradă și de la faptul că majoritatea bărbaților din România flegmează pe stradă și scuipă pe stradă. Da? Pentru că sunteți niște flegme. Ideea este că toți acești bărbați, după părerea mea, ei nu sunt bărbați, sunt niște, pur și simplu niște scame ordinare, ar trebui să fie apucați la propriu cu japca de după ceafă, duși cu gura pe trotuar și puși să lingă flegma pe care au tras-o pe jos. Da? Voi sunteți niște gunoaie, oamenii care scuipă pe stradă, bărbații ca bărbați să scuip, să flegmezi pe stradă, pe jos. Este, cum să vă spun, nu există definiție pentru un asemenea comportament infect. Majoritatea mafioților o să sară isterizați și iritați la sub braț, că vezi, doamne, scuipă și fotbaliștii pe teren și care... Măi, fătălăilor, fotbaliștii de pe teren? Păi și ăia care scuipă pe teren fotbaliștii sunt niște melteni. Și să știți că nu toți fotbaliștii flegmează pe teren. Iar ăia care flegmează sunt niște melteni. Da, ok, sunt niște mega campioni unii dintre ei, dar asta nu înseamnă că sunt bine crescuți. Adică trebuie să fim obiectivi. Pe obiectiveală, lăsați clonțul. Sunteți niște flegme care ar trebui să fiți bătuți efectiv cu parul și puși să lingă trotuarele, efectiv. Cum sunt și ăia care lasă rahații de câini pe străzi și așteaptă să vină primarul să le strângă rahații de câine. Și voi și ăia sunt aceeași categorie. Strângeți-vă jegul. Ăștia, înghițiți-vă flegmele sau duceți-vă ce ascundeți. Bă, dacă sunteți așa de nebuni și aveți atâta flegmă, de unde dracu aveți atâta flegmă, nebunilor? Că sunteți o flegmă, de-aia aveți atâta flegmă. O flegmă mergătoare, că n-ai cum să ai atâta flegmă, nebunule, să scuip non-stop. Strângi rahatul de câine și îți înghiți flegma și cu asta basta și mergi mai departe. Altfel ești o mizerie. În rest, sunteți niște șmecheri. Toți așa de până oraș, care sunteți șmecheri voi de oraș, nu sunteți nimic. Voi adănuți asta și vă explică. Voi sunteți niște sărăcii. Ok? Toți mafioții care se consideră șmecheri de oraș astăzi în București, vorbesc despre București, că aici locuiesc. Sunteți niște săraci. Vă știu de 20 de ani, sunteți niște sărăcii. Dacă vă dau lista cu mafioții și șmecherii de oraș care mănâncă pe caiet în toate restaurantele, se închide jumătate Facebook. Ok? Fătălăilor! Se închide jumătate Facebook, că de-aia babardiți dumicatul de mâncare, ai luat un pic de cefuț, ai dat cu vinul peste, să se ducă repede, că ți-e frică, de frică că vine ăla cu nota, de frică babardești de-aia tot, o înghiți cu apă, mănânci înghițit, mestecați nebunilor, mestecați, că vă știi tot orașul că sunteți pe caiet. Nu e ca și când vine nimeni cu nota după voi, după unii nu se mai vine cu nota, că să știe că plătiți în rate până la anul. Așa cum vă luați rate și împrumut de până oraș, de pe la Cămătar, ca să mergeți la club în weekend. Ce șmecheri sunteți voi, mă? Păi voi sunteți șmecheri care plătiți nota din împrumutul de la Cămătar, mă? Pă bune? Voi sunteți bărbați șmecheri? Voi sunteți mafios, mă? Care, mă? Care vă luați credite de până oraș și faceți CR-ul ca pe vremuri ca să le duceți pe alea pe-n vacanțe? Sunteți niște săraci, mă! Oamenii nu știu nimic despre voi, vă dau eu cu nume și prenume după CNP-ul, ca să vă dau șmecheria pe față, că voi sunteți efectiv niște nimeni pe pământ. Un om care n-are să-și plătească 300 de lei, că vreți la, no, că voi vreți la 300 de lei pe nordului, nota de plată și pleacă din restaurant. Păi băi, amețit-o, tu dacă ai ajuns la masă cu unul care nu scoate ăia 300 lei să plătească nota și te-ai ridicat cu el de la masă, ești o zdreanță. Nu există ca femeie, ce bărbat e ăla care se ridică de la masă fără să plătească, ce bărbat e ăla? Ce bărbat e ăla? Ăla-i bărbat? Dar stai, mă, acasă cu popcorn, nebunul dracu, săracule! Lasă Adidas și până oraș și mașinile, 100 de lei în mașină
Și ai venit pe nordului. Nu mai veni pe nord, nu mai intrați pe nordului, bă, băi. Nu mai intrați pe nordului, mă. Nu, e scump. E scump. N-ai bani, stai acasă. Zici, luaia, mâncăm sandwich azi. Și mâine și poimine, că n-am. Eu mai am de dat că te-am dus pe tine de Revelion la Poiana. Asta sunteți voi. Ăștia sunt. Asta este lumea bună din București. 80% de lumea din București mănâncă pe căi. Pe sărăcie. Și ele stau cu voi la... Păi, bă, un bărbat care ajunge de-i cere luaia. Am fost martor, îi cere ei 100 de lei, 200 de lei din geantă să plătească nota. Bă, nu vă e rușine, mă, gunoaielor. Sunteți niște gunoaie voi, mă. Dacă ar ști lumea asta, numele sonore, efectiv, care sunt împrumutați la 20 de oameni până oraș ca să țină efectiv mașina pe dorobanți, ce ai, mă, să închide la non-stop? Ce diferență e între voi, mă, între voi și fătălăia aia care se duc la sală, bă, și se pozează în oglindă, mă, să dezbracă la bustul goj la maieuș și să pozează, băi, fătălăilor, băi, gunoaielor care vă pozați în oglinzi pe la săli, bă, nu vă-i rușine, mă, și vă postați cu muștii, ce muști, mă, mai lăsați, mă, smardoiala, bă, și de-astea, când voi sunteți efectiv niște sărăcii. Săraci, săraci, ce sunteți voi, mă, păi sunteți femei, mă, numai femeile. Numai femeile se tragă în poză și se postează. Dezbrăcați pe la sală unde vorbiți unii cu alții cum să vă epilați. Tu cu ce te-ai mai epilat? Adică, mie de ultima dată când m-am dat cu crema aia depilatoare, m-am iritat pe piept, am făcut pupițe din alea. Bă, voi meritați să vă aștepte unii afară când ești, bă, ce că să vă bată? Știți că? Două zile. Să vă fiți, nu bătuți, mă, călcați în picioare voi, mă. Ce bărbați sunteți voi, mă, care vorbiți la sală de creme de epilat? Te-ai iritat pe undeva? Păi de-aia faceți, mă, știți pe aia care se pozează, mă, non-stop? Nu știu dacă i-ați observat pe aia. Sunt unii care fac poză din asta și stau ei, nu știu cum, cu piciorul și ăla din spate, piciorul e ridicat de la sol. Călcâiul e ridicat de la sol. Ce s-a întâmplat? V-a mai crescut o bucă de la sală între picioare sau ce se întâmplă? Nu puteți să vă apropiați piciorul? Ce e cu piciorul și ăla, mă, în spate ridicat? Dar ridicați, mă, și degețelul ăsta mic când faceți poză. De ce ridică și degețelul mic? Degețelul și cu călcăiașul. Stau gen hata, ei vin așa cum ar veni la poză și își ridică călcăiul așa. Ce s-a întâmplat, mă? V-a mai crescut efectiv un ou? Sau v-a crescut primul ou? Nu-l simțiți între picioare? Ce poză e aia, mă? Ce aveți, mă? Ce-i, mă, umflaților, nebunilor, smardoiilor, că vă bate oricine, vă bat femeile pe acasă. Și voi vă pozați umflați. Discuerdirilor. Toți leșinați. Te duci prin cluburi ăștia, au 50 de ani. Bă, aveți 50, băi, aveți 50 de ani. 50 de ani, 50, sunteți tot acolo. Tot la masă aia în club, sunteți modernilor. Vă vezi că la 45-50 de ani nu te mai poți tu de modern, nebunule. Chiar dacă a apărut acum barbershop ăsta, nu mai poți, tu ești vechi deja, tu ești vechi. Bă, tu înțelegi că voi sunteți vechi, vechi, vechi. Ăștia vechi care s-au îmbogățit la 45 de ani și și-au luat Discord și Philip Lane. Băi, pensia în geam. Voi sunteți efectiv niște, nu vechi, nu vechi, deci naftalină vechi. Înțelegi? Vechi, 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 vechi. Sunteți aceiași cu păhăruțul ăla stat în mână. Cu blugi aia nu vă mai vin, nu vă mai vin, păi nu vă mai vin cum v-ar fi venit pe la 18 ani, pentru că v-a căzut pupu, e jos, înțelegi, e bătrân, 50 de ani, s-a lăsat, fleașcă, nu există. Ăsta de la Discord, de-aia și scos blugii care aveau în față organul sexual scos. Îl știți, da? Vedeți că au scos unii cu fund. Luați-vă de aia, n-aveți cum. Nu mai poți să atârn pe la mese fără fund. N-ai cum, ca bărbat, n-ai fund. Nu mai merge, la 50 nu mai ai fund, s-a atrofiat, s-a băgat, e înăuntru, e pe aici, pe-n față, e tot pe-n față. Și fundul, și fața, și spatele, e tot pe acolo. N-aveți, vă atârnă tot. Mai merge cu tricouași, cu mesaj. Fuck you. Fuck you? Vezi că ai placa în pahar. Ce fuck you? Fuck, cuvântul ăla fuck nu mai există fizic. Fizic, el nu se mai întâmplă fizic. Lăsați cartelile și alea, încercă, agățați pe la discotecă. Bă, voi vă dați seama că v-a prins 50 de ani să agățați pe la discotecă, mă? Bă, bărbați de 40 de ani, toată firea de 4, agață pe la discotecă. Băi, sunt în același film, au rămas în filmul ăla de acum 20 de ani. Sunt în film, să duc, iau masă în fiecare weekend, la club, să spălați pe creier, își iau tricou, n-au tricou, nu-i contează, împrumută, ei trebuie să fie acolo. Unde vă duceți, băi, dezlegaților, unde vă duceți? Unde ați plecat, nebunilor? Se droghează și ei.
Vezi că facem far, lasă drogurile. Nu, că așa trebuie acum, ca să drogheze și ele. Să drogheze și ei. N-ai voie să te droghezi tu. Tu n-ai voie, băi, calmogel. Sunteți toți acolo, vă știu, de 20 de ani. Sunteți aceiași la aceleași mese. De-o viață. N-ați făcut nimic toată viața, că tu n-ai cum. Tu, în momentul în care ești la aceeași masă de 20 de ani, vrei, nu vrei, ești un ratat. Ok? Deci fără smardoială, terminați cu smardoiala și cu astea și cu pozele și cu aia și cu umflăturile și cu ce mușchi. Băi, Alex Velilor. Vedeți că nu sunteți toți Alex Velea. Terminați-vă cu aberațiile, că o să-mi săriți acum că Alex... Băi, Alex Velea sunteți voi, mă? Da. Păi, profilul lui Alex Velea este de artist. Ok. Omul arată țiplan. Ok. Investește timp, cașcaval, ambiție, tot în chestia asta. Îl cunosc foarte bine. Îl investește la... E foarte greu. Nu e disciplină, e foarte greu. Foarte greu. Trebuie să mănânci, treac, ciorez, pui, non-stop, să pofreci, nevoia aia, nevoia aia altă. E o disciplină. Culturiștilor nebuni. Cine dracu sunteți voi, mă? Vreți să vă spun eu de ce vă pozați, mă, voi? Voi vă pozați, în special antrenorii de fitness. Ok, da, mă, ești antrenor de fitness, din asta câștigi, cașcavalete. Dar ia pozați de mâne bunele, uite așa, pac, frumos, ăsta e regimul de viață. Nu, vă pozați ca să babardiți la săli. Clientele. Ca să nu vă iau cu adresele sălilor. Mă iau că după aia facem jihad până oraș. Pe Dănuța nu vrea să facă jihad, că Dănuța încurajează relațiile de concubinaj. Și de toate felurile de acest gen și să vă simți, să ne simtem bine toți, știți cum zic? Și să vă simteți bine toți împreună, dar voi de-aia faceți, pentru că voi nu mai sunteți de mult niște antrenori, voi sunteți gigoloi. Gigoloi, știm, vă știm, fix ca aia care se pozează în cuplu, pe net, cu filtre amândoi, nu știți? Pe ea, de pe net, cu filtre, pe Instagram și peste tot, bărbați, bărbați, bărbați care se pozează cu filtre, băi, prostituatelor. Prostituatelor? Sunteți prostituate? Atât. Nu există să fii bărbat, să iei telefonul, să spui filtru cu gene și cu ce naiba mai are filtrul ăla și să-ți faci selfie și să te postezi. N-ai cum, nu există așa ceva. Sau un cuplu. Să ne pupi. Pupă-mă acum, acum faci poză. Ține, mai ține buzele, nu mai pot să mai stau. Ba nu, țin. Cu stico și cu... Bă, vă dați seama că sunteți... Bă, nu sunteți retardați. Vă nu mai aveți nimic, mă, nicio șansă de nimic. Cum, mă, să te... De ce, mă, halești de la fraierea? De ce halești? Să-și bată joc de tine, efectiv. De ce halești bătaia asta de joc continuă? Ce cauți tu, mă, pe Instagram? Fătălăule! Ce cauți tu, mă, pe Instagram, pozat în bustul gol, în alea? Toți meltenii se pozează cu grătar, lângă grătar, cu mici pe grătar, cum fac ei ceafă, ce aveți, bă, băiatule? Ce e, mă, aia? Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă, băiatule? Cum să te pozezi făcând grătar? Adică, în ce sens? Ce ne arăți? Hălcile de carne? Am mâncare, am ce mânca, am burta plină, e ok. Nu știu, sunt șeful la grătare. Care e semnificația acestor poze de țăran cocliți? Cum face el grătar? Ce mișto e pe grătar cu fumul ăla, ei toți lângă grătar, cu sticla de bere, niște retarzi, mai gândiți. Adică ce ne arătați voi? Adică care e ideea? Noi ăștia care facem grătar? Sau cum e că noi avem grătar, voi nu aveți grătar? Sau suntem lângă mici? Sau care e ideea? Care este mesajul pozelor? Nu mai aveți nimic. E blank total. Nu există. Tot ceea ce înseamnă șmecheria asta care... Mă rog, ea nu mai există șmecheria adevărată. Șmecheria aia adevărată. Bine, nici nu pot să vă povestesc despre ea, pentru că voi nici nu înțelegeți ce vă spun când vorbesc despre șmecheria adevărată. Șmecheria adevărată în care bărbatul... controla, bă, băiatule, tot. Înțelegi? Și pe femeia de lângă, își controla și viața, și cașcavaletele. Gândiți-vă că în România astăzi, și cunosc N, eu cred că jumătate din bărbați stau pe banii femeilor. Ecco. Nu există ceva. Ești fată. Nu există un bărbat care acceptă să stea pe banii femeii de lângă el. Este fată.
instinctul masculin nu te lasă, nu există. Acum o să sară mea, dar știi ce, dacă eu câștig un pic mai mult și noi avem același... Da, e un fata loc. El imediat trebuie să ducă să-și ia alt job. Al doilea. Ce? Orice pasnic. Nu contează. Al doilea job instantaneu, de acasă, de oriunde, el trebuie să câștige un leu mai mult decât tine. Un leu trebuie să fie peste. Un leu. Este de datoria instinctului masculin ca femeia să nu câștige mai mult. Punct! Nu există egalitate. Asta nu e egalitate. Ăsta e fătălism. Iar el să complace, stă acasă, se joacă pe calculator. Nino, se joacă pe calculator. Există o pătură de fătălăi care stau și se joacă pe calculator. Jocuri în rețea. Vorbesc cu alții cu căștile pe urechi. Vezi că ai uitat-o pe aia în pat, scoală-te! El stă pe calculator până la două noapte, până la un. Doarme, ai adormit tot în pat, scoală-te că e aia. Nu contează, el stă acolo, blocat. Băi, și iau liber de la servici ca să stea să treacă level. Bă, nu bătaie! Bă, băiatule, deci nu bătaie! Cu bâta în cap, direct, lăsat, lat în sânge. Ți-ai revenit, nu ți-ai revenit, am scăpat, dar ce trebuia să scăpăm, nu contează. Mai contează, ce nu... pentru ce mai faci umbră pământului? Cum să stai la 40 de ani să treci levelul de la joc? Băi, retardule! Nu există așa ceva! Nu există! Sunteți niște bolnavi, nu ai cum! Cum să stai, mă, cu căști, te retardule! Pur și simplu conectat pe o rețea de net să treci levelul de la joc? Bă, voi înțelegeți că să pleacă de la servici să ia concediu ca să se treacă levelul? Bă, voi ați mai auzit așa ceva? Despre ce vreți voi, mă, să vorbiți? Ce să facă mare? E din vina lor, clar, nu există să stai. N-ai cum să stai, n-ai cum. Stai o zi, două, ai văzut că el se joacă și a treia zi, pleacă. Pleci unde? Unde vezi cu ochii? Oriunde. Lași acolo, pleci, nu există. Nu ai cum. Este împotriva firii. Fătălăilor, împotriva firii. Și cu asta basta, nu există, nu că sunteți pur și simplu nu aveți de ce să faceți umbră pământului. Tu nu ai cum, ca dita mai omul și matahala să stai să te joci pe net. Nu ai cum, nu există așa ceva. A, când bagi o FIFA cu 2-3 prieteni o dată, la, whatever, da, printre, da, mă, ce nimeni, e mișto, ne mai jucăm un fotbal, mă, rar, adică o dată la 6 luni am vrut să zic. Te joacă fotbal pe teren! Marș și rupe pingeaua pe teren, fă sport, lasă FIFA. Odată la 6 luni, accidental, te-ai nimerit cu alți fătălăi, aia e, nu poți fi chiar bou, și să, trebuie să arăți că știi cu maneta aia, înțelegi că după aia ești bou între boi, aia și n-ai cum. Și nu fii tot boi și atunci ca să nu fii bou din care, te joci tu un pic acolo, înțelegi, dar odată la 6 luni, în secunda în care este odată pe lună, trebuie să mergi la doctor. Imediat te adresezi, te duci la toți doctorii, neurolog, tot, că poate să întâmplă ceva pe creier. Nimeni, dacă ai un AVC, te duci repede și verifici dacă ai comoții. Nu știi, că n-are cum. În momentul în care vrei să te joci pe calculator în fiecare zi, clar ai un AVC, e în desfășurare și o să mori. Adică ori mâine, ori e o chestie de zile. Te duci imediat să faci control la doctor, instantaneu. O iei pe aia, du-mă la doctor, am ceva, n-am cum, stau pe calculator, e ceva. N-ai cum. Nu mai merge nimic. N-ai cum, vezi că ai uitat? Ce sunt? Nu mai răspunde. Băi, Ciocel! Mic, blanc. Șlafăn. Și-au tăcut ăștia și-au lăsat telefoanele. Ciorapi sunt tot acolo, dar mă rog. Mă, nu mai râde, mă. Vreau să vă spun așa. Gândiți-vă, uite, eu vreau să fac... Eu închid cu mafioții și cu astea și te trecem că vreau să mai spun două, trei chestii la stilul ești tu și ne-am plictis. S-au plictis și ăștia, vă spun ce poate să mă începe. Tu ai acești, mă adresez, am un exemplu viu, e în viu, știți, în viu, expresia e aici. Tu ai acești cipicei. Eu te întreb natural, adică eu vreau să aflu așa pentru că știi cum, pot să mă întâlnesc și eu cu situația asta în viață. Și tu ai cipicei. Bă, și vine aia, vine aia acum, ai întâlnit-o, bam. Și ajungem pe domiciliu, cum se spune, pe camera, se mai spune. Ajungem pe camera și trebuie să te dezbraci, ce faci? Știi ce vezi? Dau cu totul, să nu rămân cu cipicei. Bă, gândiți-vă atât. Ți-ai dat Adidas și jos sau ce ai în picioare?
Și ai rămas în cipicei. Nu mai există nimic după. Ce mai vrei după să-i ceri ei? Ce să-i ceri? Sunt în cipicei, ai totul, alarm, se stingă lumina, beznă. Pă beznă, că n-ai cum, tu ai rămas în cipicei. Tu îți dai seama cum arăți, gândește-te cum arăți. Eu sunt în ăștia doi cipicei, am venit să facem, să-ți arăt cum face Brad Pitt. Dar nu te uita în jos. Uite-te numai în sus, că n-ai cum, că n-ai, când ai văzut cipicelul, nu mai există nimic după cipicel. Ce să-i zici lui aia? Ce? Maxim să dezbracă și ea și e în dres de PNA. Atât te mai poate salva. Ești și ea cu budigăi de aia până aici și tu ești în cipicei, asta este, suntem niște nebuni de ăștia de până 70, aia e, haide mă nebun, o să ne arătăm după aia. De fapt, hai dragul, ne dezbrăcăm pe la baie, pe la aia și se duce tot, gata, s-a terminat. De unde ai vrut tu să o iei de cap din lift și să o bași pe ușă și să hai, dă-i ce să mai că ai avut cipicei. Tu stai seama, adică, ca să nu mai riscăm. N-are sens ce să faci cu cipicei. Ești balerin? Balerinilor. Clap, clap. Stilul ești.